Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Dragii mei, vă invit la această etalare generală. Cineva a spus mie îmi plac etalările unde trebuie să aleg și așa mai departe. Eu fac etalări pentru toată lumea. Există persoane cărora le plac etalările generale și se extragă de aici, pentru că nu toată lumea înțelege și captează aceste mesaje. Trebuie să aveți o anumită stare de spirit, trebuie să intrați un pic în captarea acestor mesaje. Deci, cu alte cuvinte, nu toți înțeleg și captează același mesaj. De aceea este o etalare generală. Alții, așa cum am spus, își doresc etalări, eu știu, în care dumneavoastră trebuie să alegeți. Deocamdată această etalare va fi una generală. Dacă titlul vi se pare că s-ar potrivi cu situația dumneavoastră, înseamnă că este un mesaj aici, în această etalare. Haideți să vedem despre ce este vorba acum. Voi utiliza mai multe cărți pentru a putea afla mai multe. Haideți să vedem, aceste cărți s-au întors. O să le luăm. Ok, aici văd așa, văd că există acest bărbat care, pentru care dumneavoastră simțiți o conexiune foarte frumoasă. Poate să fie o persoană pe care ați cunoscut-o în copilărie, o persoană care face parte din prietenii dumneavoastră, din anturajul dumneavoastră, o persoană s-ar putea pentru câțiva cu care lucrați, pentru câțiva s-ar putea să nu fi avut o relație cu el sau ea, însă există acest bărbat, dacă dumneavoastră sunteți femeie, care are o conexiune, cu care aveți o conexiune specială, simte și el această conexiune. Este un bărbat care văd că vă spionează, da? Sau dacă dumneavoastră sunteți bărbat, să știți că există această femeie în anturajul dumneavoastră care ea vă spionează. Deci persoana la care voi vă gândiți, că acum nu știu cu cine discut, puteți fi femeie, bărbat, dar persoana aceasta la care voi vă gândiți este cu ochii pe dumneavoastră, este cu ochii pe dumneavoastră, dar sunteți indeciși, atât voi cât și persoana respectivă, dar este o conexiune puternică. Dumneavoastră parcă știți că cineva are ochii pe voi, știți că vă spionează într-un fel sau altul, cum poate să fie prin intermediul internetului sau nu, sau prin intermediul colegilor, prietenilor, nu contează. Ați prevăzut o debalansare la dumneavoastră, la intuiția dumneavoastră, v-a cam lăsat, v-a jucat feste în ultima perioadă de timp, ați prevăzut o furtună, ați prevăzut anumite lucruri care v-au făcut să aveți inima frântă vis-a-vis de această persoană. Separarea aceasta v-a dat peste cap. Pentru câțiva există o relație triunghiulară aici, da? Pentru câțiva. Veți alege însă să păstrați un pic distanța. Veți alege însă să nu faceți nimic pentru moment. Deci această persoană, da, este cu ochii pe dumneavoastră, dar voi nu sunteți gata să-i arătați nimic. Nici sentimentele voastre, nici... nu. Nu vreți, vreți ca să vi se facă dreptate. Și acest lucru îl vreți să vină în mod natural. Parcă ați vrea să-i transmiteți, nu mă interesează ce faci tu, nu sunt îngrijorat sau îngrijorată din cauza ta. Încearcă prin diferite mijloace să vină către dumneavoastră, eu știu, să vă întrebe ceva din punct de vedere financiar sau orice. Orice încearcă să
găsească o portiță să vină către dumneavoastră. De ce? Pentru că suferă, dar suferiți ambii. Da? Ambii suferiți. Pentru că nu vorbiți. Nu există comunicare. Doar vă spionați, doar încercați să vă bazați pe intuiție. La dumneavoastră intuiția e la pământ în acest moment. De aceea luați o pauză, da? Nu faceți nimic, încercați să vă adunați, să acumulați energie, suferiți. Atât el, ea, da? Nu contează, suferiți din cauza acestei indecizii, pentru că există această indecizie, suferiți. Și atunci există acest spionaj. Ce face? Înțelegeți? Dar vedeți, uitați, la baza pachetului este această relație de suflete pereche, este această conexiune de mă înțeleg bine cu tine, vreau să fii cu mine. Este o conexiune pură. Da? Dumneavoastră simțiți acest lucru, persoana respectivă simte acest lucru și indiferent de cine stă între voi, pentru că există această suferință, nu sunteți împreună în prezent. Mintea dumneavoastră este unul la celălalt, da? Este la celălalt, dar vedeți ce v-am zis? Sunteți blocați, atât el sau ea, cât și dumneavoastră. Nu faceți nimic, da? Rămâneți în această indecizie, nu știți unde să vă duceți, da? Vă este dor foarte mult unul de celălalt, dar vedeți, nu știți ce să faceți altceva decât să, da, să existe acest spionaj. Sunteți cu ochii unul pe celălalt, dar atât dumneavoastră cât și persoana respectivă. Pe voi vă simt un pic că parcă nu v-ar mai interesa, nici să-l mai urmăriți sau să urmăriți, nu. Dar parcă persoana aceasta încearcă, pentru că nu vă lasă. Furtuna asta care a venit și s-a bătut între voi a fost produsă de o debalansare emoțională. Neîncredere, frică, teamă. Haideți să vedem. Foarte multă pasiune. Iar această pasiune este intensă, nu numai în inima dumneavoastră, dar și în inima persoanei respective. O chimie, o atracție deosebită, vă vede, mai ales energia masculină, vede în această energie feminină o stabilitate extraordinară, o vede, o proiectează într-un viitor nu apropiat, într-un viitor îndelungat. Da? Într-un viitor îndelungat. Nu știu, e chiar impresionantă energia aceasta a persoanei la care voi vă gândiți, cum își dorește să vină către voi. Da? Reprezentați lumea pentru această persoană. Sunteți ca mierea, uitați-vă. Sunteți ca mierea pentru această persoană. Da? Voi pentru el sau ea, nu contează sexul, voi știți despre ce e vorba. Și suferă pentru că este blocat într-o indecizie. Iar această indecizie este una de a comunica cu dumneavoastră, o indecizie legată, acolo unde este o căsătorie, de un divorț și indecizie legată de teama de a recomunica, deoarece vă simte extrem de explozivă. Da? Și atunci nu știe dacă va produce din nou această furtună între voi doi. Și se gândește să aștepte ca în mintea dumneavoastră să se așterne un pic praful, să vă reveniți un pic, să înțelegeți, să vă balansați un pic. Și mai ales este o chestie legată de, din punct de vedere financiar, pentru câțiva dintre voi. Simt foarte mult la acest bărbat, da? E, parcă are o problemă financiară, să știți, dar se va ridica din orice problemă financiară sau din această indecizie,
deci va veni, intenția acestei persoane este să vină către dumneavoastră, dar este o relație în secret. Da? Vă este teamă sau îi este teamă că anumite secrete se vor afla, da? Adică poate fi relația aceasta în secret sau dumneavoastră vă gândiți că aveți care și vă ascunde ceva. Nu. Veți întoarce spatele, veți întoarce spatele și vă veți gândi din nou cu o stare de bine la el sau la ea, mai ales noaptea. Nu știu, îl visați, o visați. Noaptea, când vă culcați, energiile voastre se unesc, efectiv, într-un mod telepatic, în subconștient, energiile dumneavoastră se unesc. Da? Însă rămâne o notă de secret. Da? Fie că relația este în secret, fie că cineva are aceste sentimente în secret vis-a-vis de dumneavoastră, fie că există acest spionaj în secret, dar este dragoste foarte mare. Există teama de, știți, lampa lui Aladdin de a frega lampa și a spune universului ceea ce își dorește. Există această teamă. Pentru că îi se pare că nu se poate împlini această dorință. Nu la voi, la persoana la care voi vă gândiți. De aceea este într-un mod de a vă spiona, este un mod de, într-un mod de a fi cu ochii pe dumneavoastră. Este ca o cu lupa cu ochii. Pe ce mișcare faceți? Cum? Da? Deci, indiferent de starea sa actuală, de ceea ce vedeți dumneavoastră, de ceea ce observați în anturajul său, pentru că și voi aveți această idee de spionaj, și vi se pare, nu, lucrurile nu par, vedeți cum ar fi. Va fi o evoluție frumoasă, veți întoarce spatele la acestui trecut și acestei furtuni care a apărut în mintea dumneavoastră și între voi doi și care v-a dat un pic peste cap, v-a tulburat într-o manieră sau alta pe ambii, v-a tulburat, de aceea aveți inima frântă, ambii suferiți, într-o manieră diferită, dar ambii suferiți. Dragii mei, aceasta este etalarea pe care v-am oferit-o astăzi. Sper să fi aflat elemente interesante. Vă mulțumesc din suflet pentru că sunteți alături de mine pe acest canal. Vă îmbrățișez cu drag și sper să ne revedem cu bine la etalări la fel de frumoase. La revedere!